În mod firesc, premierul face ordine de zi, din câte cunosc eu. Deci dacă pe ordine de zi se introduce un astfel de proiect, având în vedere că guvernul de cele mai multe ori aprobă proiectul pe ordine de zi, ar trebui să nu fie probleme cu aprobarea acestui proiect. Dacă nu ai premier și ai un premier de la garanță, normal că respectiv nu o să vrea niciodată să îndrepte această eroare. De asta spun că acum avem un avantaj. Deci totul este perfect la timpul potrivit. Da, vizita ministrului Shaidek a fost cu luni, multe de zile în urmă. Considerați că autoritățile locale n-au vrut să înceapă acele demersuri, având în vedere mesajul încurajator pe care l-a dat ea la momentul respectiv? Eu am văzut doar declarația domnului Chiriac, care a spus că pentru dânsul este subiect închis. Nu știu cum poți închis subiectul pentru niște sume de bani pe care trebuie să le... 1000 de hectare. Poate nu știu. Deci cu 1000 de hectare, din această 1000 de hectare, 350 vor rămâne la Galați pentru că deja s-a construit, s-au făcut infrastructura pe ele, din ce înțeleg, și diferența de 650 ar trebui să vină înapoi la Brăila. Iar ministrul Shaidek și-a exprimat intenția de a promova chiar la... Ce vă întreb eu este, în contextul acestor declarații încurajatoare, faptul că autoritățile locale n-au făcut încă nimic în sensul demarării, inițierii unor astfel de demersuri, vi se pare că e semn că nu vor autoritățile brăilene să recupereze 1000 de hectare, să deranjeze Galațiu, să orice? Sincer, nu știu ce semn este, dar având în vedere cum acționează cei doi din la Brăila, tind să cred că așteaptă să vină Partidul Național Liberal la guvernare și să dea vina pe noi când am fost să luăm la fața de teren înapoi. Deci, cred că este de lăsare. Da, aici poate interveni și prefectura. Nu, trebuie să inițiat o hotărâre de consiliu. Prima dată. După aia, pașii prefectura va fi cel care va transmite la guvern hotărârea. Sunt niște pași procedurali. Sunt convins că cei doi secretari și cei doi cunosc foarte bine pașii, de asta nu discut despre aici ce este făcut punctual. Important este să înceapă procedurile. Trebuie ședințe de Consiliul Local și de Consiliul Județean în perioada următoare. Este timp suficient să fie întocmit un astfel de proiect de hotărâre și îi invit să facă acest lucru. Adică ceea ce vreți să spuneți mai pe șleau este că important este ca primarul Dragomir și președintele Chiriac să ia această decizie, da? Da? Asta vreți să spuneți. Nu, dar deci ei trebuie să ia această decizie și trebuie să facă și ceva de sensul. Nu, da, dar să se hotărască în sensul ăsta, că vor să înceapă demersurile. Da, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui, părerea mea, deci cum aș face, eu aș face o hotărâre de Consiliul Județean în acest sens, pentru că CJ-ul mai are niște suprafețe de teren printr-o zonă limitrofă, cele de acolo, și cred că această suprafață de teren ar trebui să meargă la Consiliul Județean. Dar, cum s-a dus la Consiliul Local Galați, poate să meargă la Consiliul Local Brăila. Important este că această diferență de 1000 de hectare să revină la județul Brăila, acolo unde este locul. Dar nu cumva primăria Vădenea trebuie să facă chestia asta și nu primăria Brăila? E o suprafață prea mare de teren pe care ca să poată gestiona în mod corespunzător primăria Vădenei. Dacă la început... Când a fost la primăriei Vădenei până în 2002? Nu, a fost la ADS-ul, suprafața de teren. Din proprietatea ADS-a a fost luată și dată. Deci era vorba doar de taxe locale atât, nimic mai mult. Boateul Vădenei va avea aceeași întindere, doar că proprietatea va fi administrată de o entitate care și poate să își propună ceva pentru zona respectivă în viitorii ani. Pentru că toți discutăm de zona metropolitană Brăila Galați, dar nu face nimic în sensul ăsta. Deci ăsta ar fi un pas pentru întregirea teritoriului în care se vrea construit această zonă metropolitană.